iuții sunt foarte benefici sănătății, însă trebuie să cunoașteți contraindicațiile acestora înainte să îi consumați. Ardeiul iute are o mare varietate de beneficii pentru sănătate, inclusiv capacitatea de a preveni anumite tipuri de cancer, reduce presiunea sanguină, ajută la gestionarea diabetului zaharat, protejează împotriva bolilor de inimă și altele. Cele mai multe dintre beneficiile de sănătate ale ardeilor iuți sunt atribuite vitaminelor, mineralelor și substanțelor nutritive, inclusiv capsaicină, fier, magneziu, fosfor, potasiu și fibre dietetice, precum și vitaminelor A, K, C și B6. Prevenirea cancerului aceste substanțe au demonstrat că reduc semnificativ șansele de apariție a cancerului, în special a cancerului de prostată, a plămânilor și a cancerului pancreatic. Capsacina, substanța prezentă în ardeiul iute, poate declanșa moartea celulelor canceroase, proces cunoscut sub numele de apoptoză. Cercetările referitoare la cancerul de prostată arată că această substanță, capsacina, poate distruge în mod eficient celule canceroase. În urma unei terapii de patru săptămâni, capsacina stopează creșterea celulelor cancerului de prostată, iar tumorile au fost reduse în mod semnificativ în cazul majorității testelor. Este recomandată administrarea unei cantități de 400 de mg MG de capsaicină de 3 ori pe săptămână, pentru a preveni cancerul de prostată. Sănătatea inimii ardeiul iute reduce prezența colesterolului și a trigliceridelor, ambele putând duce la condiții periculoase, care pot pune viața în pericol. De asemenea, capsacina alergește și relaxează vasele de sânge, reducând tensiunea arterială, ușurând astfel trecerea sângelui prin vene și artere, reducând stresul asupra întregului sistem cardiovascular. Ardeiul iute are efecte benefice asupra sistemului circulator, cum ar fi alimentarea elementelor vitale din structura celulară a capilarelor, venelor, arterelor și ajutorul oferit pentru echilibrarea tensiunii arteriale. De aceea, ardeiul iute este unul dintre cele mai potrivite remedii pentru hipertensiune arterială, curăță arterele și contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rău sau trigliceritelor. Îmbunătățește digestia potrivit medicinei Ayurveda, gustul iute stimulează apetitul și îmbunătățește digestia. Alimentele care sunt digerate bine oferă organismului nutrienții necesari și energie, iar alimentele care nu sunt digerate bine produc toxine proprietăți importante, ținând cont de faptul că digestia este esențială pentru sănătatea noastră. Gestionarea și prevenirea diabetului zaharat adăugarea ardeiului iută și, mai important, a capsacinei în dieta dumneavoastră vă poate ajuta să reduceți multe dintre condițiile asociate diabetului zaharat. Capsacina poate ajuta la controlul nivelurilor de insulină din organism îmbunătățește imunitatea ardeiul iute, este o sursă bogată de vitamina C, care poate ajuta la curățarea radicalilor liberi din organism. Această vitamină este esențială în producerea carnitinei, care stimulează metabolismul grăsimilor în energie utilă, îmbunătățind astfel sănătatea dumneavoastră. Previne ulcerul de stomac S-a crezut mult timp în mod greșit că alimentele iuți cauzează ulcerul de stomac. În prezent s-a confirmat că ardeiul iute nu cauzează ulcer, ci previne apariția lui pentru că distruge bacteriile nocive și stimulează secreția de sucuri gastrice cu rol protector. Atenție! Deși ardei iuți sunt benefici pentru organism, există situații în care aceștia sunt contraindicați. Mediculare de Filip spune că este contraindicat să consumăm ardei iuți dacă avem probleme hepatice, hemoroizi sau ulcer gastric. De asemenea, acesta afirmă că nu este recomandat femeilor care alăptează. Ardeiuții nu se administrează intern în caz de fisuri anale, fistule anale, hemoroizi sângerânzi, intervenții chirurgicale recente pe tubul digestiv, colon iritabil. De asemenea, sunt contraindicați în timpul episoadelor febrile severe. Ardeiuții nu se administrează persoanelor care iau anticoagulante, pentru că pot potența excesiv efectul acestora. Sănătate Dragilor, dacă aveți probleme de sănătate care vă împiedică să consumați ardei iuți, sfatul meu este să vă abțineți de la aceștia, însă dacă sănătatea vă permite, vă recomand consumul lor datorită listei de beneficii aduse organismului. Puteți vedea și voi câte plusuri sunt într-un ardei iute și puteți decide. Sfatul meu este ca, înainte de a începe să consumați ceva să vă adresați unui medic specialist, care vă poate îndruma, dacă suferiți de afecțiuni, care v-ar putea pune sănătatea în pericol prin consumul de ardei, nu consumați, însă dacă nu vă aduce niciun prejudiciu sănătății, introduceți în alimentație. Ușor, ușor, nu dintr-o dată, căci nu vrem necazuri. Abonați-vă, apreciați și distribuiți.